Gheorghe Constantin locuiește în Finta Dâmbovița. Pare un bărbat puternic și nimeni nu ar putea bănui ce lovitură a primit de la viață. Are 7 copii, 4 băieți și 3 fete, pe care îi crește singur. Cel mai mic? Mamă, mai mare, are 14 ani, el are 10 și el are 4. 4 ani și merge la școală? Și merge la școală, da. Cât de mult își iubesc copiii, tatăl se vede cu ochiul liber. Vali, de exemplu, nu se desprinde de brațul lui. Îți place ție la școală? Da. Dar tu l-ai ajuns pe tati la treabă? Ajută când este. Ce se zice? Asta este. Cu ce l-ai ajuns nu pe tati? Nu prea. Unde îl pun așa? Ajută, dar... Cum poate eu, da. În urmă cu 6 ani, mama lor a plecat la muncă în străinătate. Nu s-a mai întors la familia ei. De 6 ani, nu mai știu aproape nimic de ea, decât că și-a refăcut viața alături de altcineva. Și de parcă nu ar fi fost suficient acest necaz, bărbatul a fost diagnosticat cu cancer la stomac. A suferit o intervenție chirurgicală, iar acum este bine. Cei 7 copii au dat putere să lupte pentru viața sa. Nu putea să-i lase singuri. Nu s-a gândit niciodată să-i abandoneze. Și restul fete. Și fetele toți sunt la dumneavoastră, toți sunt deschise la dumneavoastră? Dacă eu au plecat, am zis că să mă sau și eu, adică din sărăcia asta care o am. N-am avut și... N-am mai dorit niciun sănătate. De cât e să faci? De vreo 6 ani. De 6 ani? Și de 6 ani v-aș numi un copii creșteți singur? Singur, uitați, întrebați vecine. Ăștia 5 milioane care i-am. Chiar dacă este greu, ține loc și de tată și de mamă. Din păcate, această familie este obligată să lupte și cu sărăcia. Tatăl nu a putut lucra după ce s-a îmbolnăvit de cancer și are o pensie de 500 de lei. Cu ea crește 7 copii. Le dați și de mâncare, le sui spălați. Uitați, chiar acum când ați venit noastră, făceam mâncare. Făceam o ciorbă de costițe. Cât are ce și asta am luat-o de la omul ăsta de aici pe datorii. Până iau bani pe 15, după 15 au bani. Și trăim. Cât are deci, cel mai mare până pe 15 pe datorie, când iau banii, îi dau bani, iar îmi dă pe datorie și uite așa. Chiar dacă sunt crescuți doar de tată și au învățat de mici ce este sărăcia, cei 7 copii sunt fericiți. Și asta pentru că au parte de un tată erou. Nici boala, nici sărăcia nu l-au învins pentru că dragostea de părinte a fost mai puternică.